găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu Bulina, alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-am regăsit! Să fie așa cum zic autoritățile, domnul Anton Hrib să-și fi incendiat locuința? Da, este posibil. Anton Hrib, cât a fost secretarul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădoților, eu am avut o relație ori inexistentă, ori tensionată, da. Pentru că Anton Hrib nu mă înghițea, fiindcă eu întotdeauna am scris constant împotriva acțiunii Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, care, atenție, nu este Arhiepiscopia, deci o fundație particulară care vrea să pună topoarele pe 166.000 de hectare de pădure, ceea ce este enorm. E o valoare de câteva zeci sute de milioane de euro această pădure. Și eu am scris constant, domnule, și am spus să nu se facă această confuzie între Arhiepiscopie și Fundația Particulară, Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. Confuzia de unde apare? Că Arhiepiscopia este condusă de Înaltul Pimen și că Fundația este condusă tot de Înaltul Pimen. Și Hrib, Anton Hrib, a fost cel despre care am scris întotdeauna că se află în spatele acestei mișcări și că îl impulsionează pe Înaltul Pimen să facă rost de această pădure care este aducătoare de bani. Pentru că civilul Anton Hrib, secretarul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, din informațiile mele, e un om căruia îi plac foarte mult banii. Și de la bani pleacă totul, pe Înaltul Pimen, eu nu văd ce să facă el cu banii. Înaltul Pimen și salariile, am înțeles că și le donează, le dă amărâților. Dar e un grup de presiune în spatele Înaltului Pimen. Care cumva se folosesc, da, de... Se folosesc de Înaltul Pimen, și îl împing ca să ia ei pădurea, să-și bage topoarele în ea, să-și facă averi. Unii din băieții ăștia, unii cu sutană, alții fără sutană. Un personaj dubios, Anton Hrib întotdeauna mi s-a părut un personaj dubios. Am înțeles că vine dintr-o anumită sferă unde ochii sunt foarte albaștri și că de-aia a fost pus în coasta Înaltului Pimen, a fost pus încă din 1990-91 când s-a înființat Arhiepiscopia. Nu trebuie să uităm că Înaltul Pimen l-a chemat pe regele Mihai într-o vreme în care nu venea, e o chestie foarte dubioasă. Și Anton Hrib întotdeauna a fost un tip dubios și despre el au fost foarte multe legende în care apăreau foarte mulți bani. Mulți, mulți bani, nu 2 lei, mulți, foarte mulți bani. Și acum înțeleg că avea niște lucrări de patrimoniu în casă și că vrea să șteargă urmele la Iași. Pentru mine rămâne și ziua de astăzi o enigmă, darea lui afară de către Înaltul Pimen. Sau parcă anul trecut s-a întâmplat asta, dintr-o dată Înaltul Pimen l-a dat afară. Am înțeles că au fost niște discuții, niște tensiuni. Niște tensiuni. Nu atât între Înaltul Pimen și Anton Hrib, între ei a existat o relație cât de cât bună, cu toate că Anton Hrib am înțeles că l-a nemulțumit în câteva rânduri pe Înaltul Pimen, însă am înțeles că până la urmă Anton Hrib a fost dat afară de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru că ar fi cerut Preafericitul Daniel, cu care Anton Hrib ar fi avut un conflict pe vremuri când Preafericitul Daniel era arhiepiscop la Iași, la Mitropolia Iași acolo. E o chestie, unde locuia acum, în Iași locuia domnul Hrib. Da, domnul Hrib este ieșan, el a fost la Suceava, a dus aici, este în coastă Înaltului Pimen. Am înțeles. Bun, un alt subiect acum. A fost sau nu închisă școala de la Corlata? Noi avem imagini și declarații de la fața locului că da. Da. Șeful inspectoratului școlar susține sus și tare că nu. Da. Dar și tu pe cine crezi? Păi eu... O cred pe directoarea de acolo și pe deci colega noastră, colega care a fost noastră și a acolo filmat, și a filmat și a spus directoarea cu gura ei că s-a închis școala. Astăzi au apărut declarații de presă făcute de purtătoarea de cuvânt a inspectoratului școlar Suceava, Laura Hafman, da, care spune foarte clar că au fost suspendate cursurile. Deci școală ieri nu s-a făcut la Corlata în comuna Berchișești. Și vine domnul Carcalete Petru, care e șeful inspectoratului școlar Suceava și spune că nu este așa. Dar cum o spune? Asta e poate mai important. Domnul Carcalete Petru este un tip din categoria celor care cred că sunt șef pe viață. El așa are impresia și are... Nu-i ajungi cu prăjina la nas, că el, un băiat a dus de la Rădăuți și pus aici în frunte de PNL și pe urmă a trădat PNL-ul, s-a dus la PDL și l-a ținut în funcție. Îl dădea ministrul educației Cristiana Domniței afară pe geam, el intra pe ușă cu niște hotărâri judecătorești pe care îl flutura. Asta este o lipsă de bun simț din partea lui Petru Carcalete. E mitoman când spune că nu e... Deci este un mincinos. E și mitoman, e și mitocan că spune așa ceva. Cum să minți în halul ăsta?
Dacă actuala putere are probleme cu populația care este în stradă, are probleme și din cauza aroganței indivizilor care dețin funcții de conducere puși de partid. Pentru astfel de atitudine, într-un loc normal, Petru Carcalete ar fi dat afară. Însă el nu este dat afară pentru că e mare sculă pe basculă la PDL. Dar dacă domnul Flutur mai speră să câștige alegerile el și partidul lui, astfel de indivizi ar trebui dați afară sau măcar pus să-și ceară scuze. Cum poți să minți în halul ăsta când spune purtătorul tău de cuvânt, a fost colega noastră și a spus directoarea și a filmat în clasă că nu se făcea ore. Și până la urmă a zis, dat-o că i-a zis, așa i-a zis lui directoarea, că a găsit o soluție. Adriana, este, este un obraz gros, deci la Petru Carcalete, dacă ar fi să-i măsori obrazul, cred că nu ți-a ajunge metrul ăsta de tâmplărie. Are un obraz așa de gros. Cum să minți în halul ăsta? Și pentru ce să minți? Pentru o prostie păi da. Din asta. Îți dai când seama... a fost vina lui că da. Școala până la urmă a fost închisă. Da. Îți dai seama că dacă îl întrebi Petru Carcalete, cum se împart banii de la Ministerul Educației care vin pentru lucrările de construcție? Pe șpăgi? Pe relații? El o să spună, du-te măi nesimțitule, de ce este cu întrebarea asta așa? Păi da, eu pot să-l cred cu el când spune adevărul? Dacă el minte într-o chestiune de asta, care este atât de simplă, și domnule, s-a închis școala, s-au suspendat cursurile pentru că era frig. Și colegii noștri, dar vreau să știe dacă este s-a redeschis școala aia. Adică sunt nu... curios ce spune prefectul de Suceava acum. Sunt curios să-l întrebe cineva pe prefectul de Suceava, care el din ultima vreme oricum află ultimul ce se întâmplă în județul ăsta, că nu știe. El cred că citește în ziare și vine, am văzut în ultimele zile niște comunicate de la domnul Popescu, cu, sunt atâția în spital, dar erau niște știri apărute prin presă, s-au dat pe la radio și el face, cred că, niște compilații de acolo și vine și spune că-s de la el. Pe el nu-l bagă nimeni în seamă. Îți curios dacă prefectul de Suceava, Sorin Popescu, știe ce s-a întâmplat cu adevărat la Corlata. Și este probabil că îl va crede pe Petru Carcalete, nu? Dar nu, dar sunt dovezi, dovezi filmate. Adică nu ai aici, că dacă am fi auzit noi, domnule, că la Corlata a fost închid, ne-ar fi spus nouă cineva. Dar dacă vedeam știrea fără imagini, dar dacă, fără da, declarații... Dar a fost colega noastră acolo și a văzut... Și vine pentru că cu un tupeu, dar ai văzut cum se... Este sfidător. Pe asta e deranjant atitudinea, și, în primul rând. Și eu nu înțeleg de ce niciun șef de instituție din Suceava, de când se află partidul ăsta la guvernare, nu a fost demis din funcție, indiferent de ce ar fi făcut sau de ce n-ar fi făcut. Și primul tot se miră, domne, dar ce are lumea cu noi? Păi are mă lumea cu voi, că dacă ăla ne face vierme, ăla guștiuci, ăsta ne ia de proști, cum să n-aibă lumea ceva cu voi? Simplu, nu? Foarte simplu. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!